Părinte, Dumnezeu știe dinainte cine se va mântui și cine nu? Cum să nu? Aceasta e altceva că știe. Dar El face orice ca tu să te mântuiești. Dumnezeu ne-a lăsat voință liberă. Nu merge preconceput, ăsta se mântuiește, acesta nu se mântuiește, că vreau eu așa. Noi avem voință liberă. Iisus Hristos știa că Iuda o să-l trădeze, și pentru asta că era iubitor de argint i-a dat punga ca să-l liniștească să-l scape de gândul acesta de a avea că bogăția nenorocită l-a făcut să-l vândă dar mântuitorul căuta să-l scape să-l ușureze însă a biruit mai mult diavolul decât mântuitorul pe care de fapt l-a trădat Iuda căci au stat alături au mâncat împreună Dumnezeu nu are predestinație nu există predestinație. El vrea să se mântuiască toată lumea. Că știe dinainte ce se va întâmpla, asta e altceva. Și face orice ca tu să nu cazi în ispite. Dar te-a orientat și pe tine. Ți-a dat minte, ți-a dat înțelepciune, ți-a dat cu tare. Dacă ești într-o încurcătură, te duci și îl întrebi. Va să zică, cunoaște o conduită a mersului vieții noastre cunoaște, dar nu e vinovat el pentru pierderea vieții noastre, că dacă n-ar fi voința liberă, noi n-am avea niciun merit. Să avem meritul, că de asta ne-a dat voința liberă, ca să avem și noi meritul mântuirii noastre. Bineînțeles că cu faptele noastre nu ne putem mântui, dar prin faptul că vrem să ne mântuim și luptăm aici, ne ajută harul lui Dumnezeu. Dai voință ei putere. Dar a dai voință.